Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem ora 7 și 8 minute la București. Începem emisiunile din fiecare luni, miercuri și vineri seara pe pagina Partidului Verde. Discutăm despre ce se întâmplă în lume și în jurul nostru prin prisma membrilor și simpatizanților Partidului Verde. Azi avem ca niciodată o participare civică, de cetățeni, de cetățene, persoane implicate în viața publică, mai ales în monitorizarea traficului de persoane. Da, se pare că e un fenomen real, chiar dacă suntem în mileniu 3, în secolul 21 și suntem în buricul Europei, ca să zic așa, se pare că lucrurile astea se întâmplă civică, și victime sunt mai ales femeile. O să vă prezint oaspetele în emisiunea noastră. E vorba de doamna Silvia Tăbușcă, coordonatoarea programului de securitate umană din cadrul Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică, care se află aici în România, la București. Doamna Silvia Dumitrache, care e președinta Asociației Femeilor Românce din Italia, ADRI, se numește asociația și deci e în Italia, membra grupului independent de luptă împotriva traficului de persoane, și doamna Carmen Florea, care e mediatoare culturală, operatoare regională din Calabria, în lupta împotriva traficului de persoane, care de asemenea se află în Italia, și co-moderator cu mine în seara asta va fi nelipsitul Gabriel Ursescu din Suedia. Bună seara, doamnelor! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc doamnei Dumitrache că a organizat această discuție. Vă rog să începeți cu începutul. Cum e posibil să se întâmple chestii din astea? Trafic ilegal de persoane și exploatarea oamenilor în Europa, și România de 13 ani e membra Uniunii Europene și destinația traficului de persoane de regulă sunt țări europene. Cum e posibil așa ceva? Oleg, da. Un singur lucru, vreau să spun mulțumesc doamnelor care sunt acum în direct și care sunt centrul acestui emisiuni. Și le mulțumesc pentru curajul de a discuta aceste teme și eu, unul sincer să fiu, mă simt onorat, mai ales că este vorba în special despre femei și care inițiază asemenea discuții, cât și ca și victime, cum vedeți, victime, mă refer la femei, conform subiectul acestei teme. Vă mulțumesc și rog frumos cei care ne ascultă să distribuie acest live. Ok. Da, vă rog, doamna Dumitrache, că ați fost inițiatoarea discuției, vă rog să prezentați activitatea dumneavoastră și să ne spuneți cum ați ajuns să interacționați cu victimele traficului, cum ați ajuns să vă preocupe acest subiect. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc că ați acceptat să inițiem o campanie de informare și de sensibilizare în legătură cu traficul de persoane, de minori, cerșetorie, prostituție, pe care o inițiem astăzi și ne propunem să o desfășurăm în diaspora cât mai larg. În 2011 eu am fondat Asociația Femeilor Românce din Italia și am intrat foarte curând în contact cu realitatea despre care se vorbește foarte puțin, aceea exploatării în muncă, a traficului de persoane, a exploatării femeilor în agricultură și din păcate sfârșesc multe dintre ele, dar și minori din România, în trafic și în prostituție. Am sesizat autoritățile din România încă din 2013 asupra acestui lucru. Am făcut plângeri la procura din Raguza, pentru că acolo a fost
primul caz despre care toată presa din Italia a scris, am citit prima dată într-o anchetă jurnalistică desfășurată de ziarul Expresso, s-au dus în Vittoria Ragusa, se numește o fâșie transformată, unde se cultivă, unde sunt sere enorme, o lume întreagă acoperită de plastice în dedesubtul cărora se întâmplă tot felul de lucruri pe care nu vi le puteți imagina. Am scris, am făcut petiții, ne-a ajutat asociația, ne-a sprijinit Asociația Romanian Women's Lobby din România, asociație în care asociația noastră face parte, apoi ne-am adresat unei alte asociații la nivelul Uniunii Europene, care grupează mai mult de 100 și ceva sub umbrela, au sub umbrela 100 și ceva de organizații la nivelul Uniunii Europene, care se numește European Women's Lobby, și am început să facem o campanie de sensibilizare și advocacy în privința asta. A scris apoi ziarul The Guardian, a făcut o anchetă în 2014. Lucrurile astea au durat așa vreo 2-3 ani, până când, în sfârșit, să se organizeze la nivelul Parlamentului European o comisie pe care am însoțit-o în Ragusa, să vedem cu ochii, să vadă europarlamentarele cu ochii lor ce se întâmplă acolo și să ia legătura cu autoritățile locale. Așa s-a întâmplat. Deci problema nu e nouă și discuția noastră de azi nu e un început de campanie de sensibilizare. Problema e veche, despre ea se vorbește inclusiv la nivel de Comisie de Parlament European. Da, numai că această campanie de sensibilizare și informare pe care ne dorim să o desfășurăm și pe care o pornim acum la nivel de diaspora, cu comunitățile, cu conaționarii noștri din diaspora, nu s-a mai făcut. O începem acum și vă mulțumesc pentru sprijin. Așa se face că m-am întâlnit în aceste activități cu Silvia Tăbușcă, și care m-a invitat la un seminar la București, un extraordinar seminar cu invitații din mai multe țări, inclusiv din Marea Britanie, și s-a format un grup de lucru, de luptă împotriva traficului de persoane. Sunt multe de spus. Lucrurile de către noi, de către mulți dintre noi români în Italia, sunt cunoscute, le-am făcut cunoscute și le-am transmis de fiecare dată în România. Din păcate, și acum în această perioadă de pandemie, persoanele care lucrează în fașa transformată, în Ragusa, în locuri la distanță de localități locuite, undeva unde te poți adresa, poți să ceri un sfat, un ajutor, persoanele care muncesc acolo au fost închise tot acolo. Au rămas pe perioadă de pandemie închise, fără să poată să iasă, fără să ceară ajutor, fără să știe nimeni de ei. Mai mulțumesc încă o dată Silviei Tăbușcă pentru faptul că... Să o ascultăm, dar și pe cealaltă doamnă, Silvia Tăbușcă, să ne povestească despre inițiativa, organizația, grupul din care face parte și care se preocupă de problema asta, să aflăm de când și cine îi ajută. Și pe care îl coordonează. Ok, fine. Bună seara, mulțumesc mult, Silvia, pentru inițiativa de a ne vedea în seara aceasta și a dezbate o temă care este de mare actualitate în plan european și în plan mondial și mai puțin discutată în România. Mulțumesc organizatorilor, Gabi și Oleg, pentru sprijinul și suportul de a aduce în atenția publicului dumneavoastră această temă. Eu lucrez în materie de drepturi ale omului, drepturile femeii în special, drepturile copiilor și drepturile minorităților încă din 2004. După 10 ani de evaluare,
a felului în care România și țările din sud-estul Europei respectă drepturile acestor grupuri vulnerabile, am constatat că de fiecare dată, pe fiecare raport, pe fiecare proiect implementat, ajungeam la problematica traficului de persoane, o problematică despre care, deși lucram în acest domeniu de mai bine de 10 ani, nu știam că este atât de amplă. Așa că în 2013 am început să mă uit asupra acestui fenomen în România, dar și în regiune. Și împreună cu mai mulți colegi care erau interesați de această problemă, am început să dezvoltăm mai multe politici publice, să ne uităm peste felul în care aceste politici publice sunt respectate și implementate în România, să vedem de ce România este statul cu cele mai multe victime în plan european. Și atunci când vorbim de cele mai multe victime ale traficului de persoane, diferența dintre noi și celelalte țări este uriașă. Raportul Comisiei Europene din 2018, din decembrie 2018, menționează faptul că în 2017 numărul victimelor identificate în țările care au raportat în plan european reprezentau, în funcție de cetățenia românească, 74% din totalul victimelor. Deci vă puteți imagina că la nivelul întregului spațiu al Uniunii Europene, 74, adică 3 pătrimi din totalul victimelor traficului de persoane sunt cetățeni români. În acest context, totuși, în România nu discutăm foarte mult despre această problemă și nu o cunoaștem și nu suntem educați și nu suntem informați. Așa am început să mă uit peste traficul de persoane, pentru că am spus că dacă eu, lucrând în domeniul drepturilor omului mai bine de 10 ani, nu am cunoștință despre aceste probleme, cu siguranță majoritatea autorităților nu cunosc foarte bine fenomenul. Și început să dezvoltăm un grup de lucru, diverse alte proiecte, să avem strategii coerente și să facem mai multe lucruri astfel încât să eliminăm cât se poate de mult riscul în materie de trafic. Mulțumim pentru prezentare și o rugăm și pe doamna Carmen Florea să ne spună pentru cine e mediatoare în Italia, statul se ocupă de investigarea fenomenului sau ONG-uri. Bună seara! Eu sunt în Italia din 97, de 23 de ani. Sunt, cred că, 15 ani de când lucrez pentru comunitatea română cu mai multe organizații, cooperative sociale, în laboratoare de mediere culturală. Am lucrat cu Emergency, în ceea ce privește asistența sanitară, și în momentul de față, de anul trecut din toamnă, regiunea Calabria a implementat proiectul Incipit, care este un proiect care se ocupă de victimele reduse în sclavie, în ceea ce privește munca în agricultură, dar și de victimele care sunt traficate pentru și abuzate din punct de vedere sexual. Eu fac parte din echipa care se ocupă de problemele, în special de problemele de muncă. În zona noastră este o zonă agricolă. Eu locuiesc chiar în piana di Sibari, unde o zonă care este foarte recunoscută, foarte renumită pentru cultivarea citricelor. Și aici aproape toți românii și bulgarii lucrează în agricultură. Numai în localitatea unde locuiesc eu, în general, în perioada culesului citricilor, se întâlnesc în general 10.000 de lucrători agricoli. Aceste persoane vin exploatate de către conaționali,
de români sau bulgari care se organizează cu pulmane și vin duse la muncă în agricultură, în ceea ce privește culesul portocalelor și mandarinelor, toamna din octombrie până luna lui februarie, iar de la începutul lui martie până la sfârșitul lui mai lucrează la culesul căpșunilor. Locuiesc în zona mea, în Calabria, dar se mută în Basilicata pentru culesul căpșunilor. Femeile se trezesc la 3 dimineața, la 3 jumate deja pleacă cu aceste furgoane, cu aceste microbuze organizate și se reîntorc în general acasă la ora 2-3 după amiază în Calabria. Lucrează în general 10-12 ore în sere. Din punct de vedere sexual, nu sunt abuzate în aceste sere. Sunt reduse în sclavie pentru numărul de ore care îl fac. Contractual ar trebui să primească în jur de 48 de euro pentru ziua de muncă. Acești bani nu rămân întregi la muncitoare, la muncitor, pentru că în general dispun la caporal în jur de 15 euro pentru fiecare zi de muncă lucrată. Deci după ce intră banii în contul curent, fiecare lucrătoare trebuie să dea, deci ziua de muncă e 33-35 de euro, restul până la 48 de euro trebuie să-l ducă la caporal. Asta este, de recent a fost și o razie, a fost o procuratură, a reușit să aresteze 60 de persoane, operația carabinierilor, care se numește Demetra, în care erau implicați nu numai caporalii, exploatatorii români și bulgari și italiani. Au fost interceptate convorbiri telefonice în care persoanele, muncitoarele, lucrătorii care lucrau în aceste sere erau denumiți șimie, maimuțe. Patronii vorbeau între ei sau transportatorii, acești transportatori vorbeau între ei unde pot să găsesc un canal, că la aceste maimuțe le este sete să ia apă care nu este potabilă din canale ca să le ducă să bea, să le dea apă la lucrători. Fetele au spus în perioada COVID-ului a fost foarte, foarte greu pentru ele, nu s-au oprit un moment. A fost foarte greu pentru că aceste microbuze n-au putut să lucreze la capiența normală, deci cu 9 persoane cât ar fi trebuit să lucreze, deci trebuiau să plece cu 5 persoane. Ca să recupereze o jumătate de zi pentru cealaltă zi în care stăteau acasă, lucrau în general în sere de la 4:30-5 dimineața când ajungeau până seara la 6-7, pentru că a doua zi rămâneau acasă. Deci, cumva, ca să nuanțăm și ca să precizăm, nu e vorba de sclavia pe care o știm din filme istorice cu oameni încătușați care nu erau decât hrăniți precum animalele de pe lângă casă și plătiți deloc. Acum e vorba de muncă la negru, fără contract, și oamenilor li se dă ceva bani până la urmă, nu? Dar nu li se respectă niciun fel de drept de angajat, nu? Niciun fel de drept de angajat. E o sclavie modernă. Mm. E o exploatare în câmpul muncii. Nici de parte nu suntem de acea sclavie istorică de care zicea Oleg. Și eu vreau să ating un alt punct, dar nu înainte de a spune că
voi, doamnele, trebuie să aveți, să vorbiți cel mai mult. Aș vrea să ating subiectul cercetărie organizate ca și fenomen al criminalității, fiindcă și aici se ascunde acest fenomen al sclaviei moderne, al prostituției și tot felul de trafic. Și mi-aș dori foarte mult ca către sfârșitul emisiunii să vedem, să transmiteți ce putem face noi ca și cetățeni și ce pot face, ce ar putea face autoritățile mai bine. În Italia au fost femei ucise, români uciși, pentru faptul că nu își făceau normă sau pentru faptul că pur și simplu erau români, nu mai departe decât acum o zi sau două a fost un atac la o familie de români în care fiica era reprezenta Italia la sporturile paralimpice și aici Silvia ne poate da detalii. Dar spuneți, doamnă dragă, aveți niște cifre pe Italia cu privire la sumele care se învârt în jurul acestui fenomen, victime, niște procente și cum reacționează autoritățile românești? În general, unde lucrez eu, fac un monitoraj, monitorează din 3 în 3 luni acest fenomen de persoane care se adresează. Nu avem o cifră clară a persoanelor care sunt exploatate în câmpul muncii, dar sunt foarte, foarte mulți. Ne dăm seama de acest lucru, în special de la incompatibilitatea între contractul de muncă și ceea ce vine declarat la Institutul de Previdență Socială. Deci, din punct de vedere al taxelor plătite, al zilelor lucrate, o persoană, un lucrător, rezultă, are în mână un contract de muncă cu 3 luni de zile, pe care le lucrează efectiv, fără să se oprească și sâmbăta și duminica. În schimb, la Institutul de Previdență Socială rezultă cu 5 sau 6 zile lucrate și nu este pus în posibilitatea de a obține indemnizațiile care le dă statul italian pentru muncitorii în agricultură, acel șomaj, susidurile economice pentru copii. Deci, cum să vă spun, ești de fapt exploatat de două ori. Prima dată vii exploatat de către caporal, de către cel care te transportă la muncă, pentru că trebuie o parte din retribuția ta să-i o dai, că dacă nu te ia la muncă, și în al doilea rând de către patron, de către aziendă, de către această angajator, pentru că angajatorul mie ca român îmi dă din 3 luni de zile muncite, ar trebui să-mi dea 51 de zile lucrătoare pentru fără duminici, dar normal din 3 luni de zile de muncă mie îmi dă 3 și în locul meu acele zile rezultă din date unui italian, unei italience, care după un an solar de muncă ia indemnizațiile de la stat. Dacă ar lucra, oficial cu contract, dacă ar lucra legal, dacă ar ști statul despre acest contract, dar dacă statul nu știe, nu vine cu nicio contribuție. Contract. Statul știe, pentru că vă spun cum se întâmplă. Munca în agricultură aici funcționează în felul următor. Eu merg să lucrez în agricultură. Mi se deschide un contract de muncă în octombrie, se comunică online această angajare la Institutul de Previdență Socială, deci IMSU, are această comunicare online de un contract de muncă cu data de început 1 octombrie, cu data de sfârșit 31 decembrie,
Total zile prevăzute în contract de muncă lucrate 51, dar în momentul în care angajatorul nu plătește lună pe lună taxele pentru și nu duce, cum să vă spun, prezența la Institutul de Previdență Națională lună pe lună. Pentru angajările făcute în perioada 1 iulie 31 decembrie al acestui an solar, angajatorul trebuie să plătească și să transmită zilele efective lucrate până pe 31 martie al anului 2021. Ok? Eu în martie, în aprilie, martie, până pe 31 martie, eu îmi fac cerere pentru a obține șomajul și mă trezesc în luna lui aprilie că sunt chemată, că din cele 3 luni de zile efective lucrate îmi rezultă doar 10 zile plătite. Dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin. Da, vă rog. Puțin. În general, situația aceasta o tratăm ca o formă de exploatare prin muncă. Atunci când vorbim de trafic de persoane, traficul de persoane implică o constrângere, de cele mai multe ori fizică sau psihologică. Pentru foarte multe românce care lucrează în Italia, această constrângere este o constrângere financiară. S-a vorbit de faptul că există un salariu, dar de fapt acel salariu este fictiv, pentru că salariul respectiv nu ajunge niciodată la muncitor. Cel care intermediază forța de muncă va prelua o cotă din salariul zilnic sau din venitul zilnic. Apoi, pentru cazare, masă, transport de la locuință până la aceste ferme, se percep niște sume de bani care sunt foarte mari. În condițiile în care unul dintre membrii grupului care fac parte din acest grup de muncitori nu dorește să meargă în continuare să muncească, atunci rețelele pun foarte multă presiune pe aceste persoane. Sunt amenințări, e o constrângere psihologică prin care sunt doar amenințați, cineva cu o armă, de exemplu, poate să-i amenințe pe cei din grup cu moartea, fără să se recurgă efectiv la acțiuni, sau sunt bătuți crâncen, sau sunt înfometați, sau sunt situații în care, de exemplu, persoane care nu doresc să muncească sau care doresc să se întoarcă acasă pentru că o conștientizează că de fapt sunt exploatați și că nu au niciun beneficiu în urma muncii respective pentru că nu reușesc să pună niciun ban deoparte, iar condițiile de cazare și de muncă sunt îngrozitoare, sunt similare celor din filmele pe care la care dumneavoastră făceați referire, acela cu sclavi, și în momentul respectiv își dorește să părăsească acel loc de muncă la care a visat poate foarte mult și a depus eforturi mari, s-a împrumutat de sume de bani pentru a-și acoperi cheltuielile de transport de a ajunge în Italia și dorește să se întoarcă acasă. Însă aceste rețele nu îi lasă să se întoarcă acasă, ci atunci îi exploatează în continuare și îi constrâng prin diverse forme. Așa cum spuneam, sunt măsuri de înfometare, care sunt cel mai des întâlnite. Măsurile de înfometare, persoanele respective nu sunt luate la muncă. Li se spune, ok, nu vrei să muncești, foarte bine, întoarce-te acasă, dar persoanele respective practic nu au niciun ban, nu au posibilitatea să ia legătura cu familia pentru că nu au un telefon la dispoziție, sunt lăsați în locuința de cele mai multe ori insalubră și nu li se oferă mâncare. După câteva zile, 2-3 zile, în situația respectivă, sunt nevoiți să meargă la muncă și să primească mâncarea zilnică care li se pune la dispoziție pentru un cost foarte mare. Deci cam astea sunt situațiile reale prin care enorm de mulți muncitori din Italia, fie că sunt români, fie că sunt de altă naționalitate, trec. Multe femei, așa cum am văzut în Sicilia, sunt exploatate și sexual de către membrii rețelelor respective, rămânând însărcinate, copiilor sunt vânduți în adopțiile europene sau sunt forțate să aibă avorturi în condiții
nu tocmai dintr-un punct de vedere sanitar și medical propice intervenției respective. Cam astea sunt elementele care fac distinția între exploatarea prin muncă, în care, da, muncesc un număr mai mare de ore, poate chiar mulți dintre noi și în România trecem uneori printr-o astfel de perioadă, muncim mult mai multe ore și suntem plătiți mai puțin sau nu suntem plătiți pentru toate orele respective, lucrăm la negru și compania pentru care lucrăm nu raportează toate orele respective, însă nu există o constrângere a noastră în momentul în care vrem să părăsim locul respectiv de muncă, în afara faptului că există constrânge la căutării unui alt loc de muncă sau a posibilității de a rămâne fără susținere financiară pentru un scurt timp, nu există o constrângere din partea angajatorului de a rămâne acolo. Dacă aș putea să intervin numai un pic, să mă întorc o secundă la Sicilia, da? Da, vă rog, sigur, sigur. Plec de la istorisirea lui Carmen care se referea la femeile care își lasă copiii într-un loc, ca să spunem așa, creșă, grădiniță, dar sunt inventate, nu sunt legale, nu există niciun fel de înregistrare a acestor copii, se duc, muncesc, se întorc și își găsesc copiii uneori și bătuți. Probabil că o să revină la chestiunea asta, Carmen, dacă o să mai avem ocazia. Însă, în ceea ce privește exploatarea sexuală în Sicilia, singurul spital din zonă este cel din Vitoria, din orașul Vitoria, unde se fac și întreruperi de sarcină. Problema este următoarea. Atunci când lucrezi, trăiești și îți desfășoară întreaga existență departe de lumea civilizată, n-ai cu ce să ajungi, pentru că nu sunt drumuri, nu sunt mijloace de transport, ascunși de ochii lumii și fără identitate, pentru că nu te-a luat în... nu existi nicăieri, ești invizibil, nu te ia nimeni într-un registru, în evidență. Ca lucrul acesta să se întâmple, ar trebui să ai o reședință. Acolo, în serele acestea, nu există reședințe, pentru că nu au apă potabilă, nu au toalete, nu se pot înregistra ca reședințe. Drept care, persoanele nu există, sunt invizibile. Femeile care își duc copiii cu ele în aceste condiții, ca să nu-i lase singure acasă, ci să-i aibă sub cu acești copii, nu merg la școală, și de foarte multe ori sunt amenințați și șantajați grupuri întregi de români, chiar și soții unor femei care lucrează acolo, că dacă nu consimt să le fie traficate sexual nevestele, toată întreaga echipă nu-și primește banii. De asemenea, din suma care ar trebui să o primească, cum spunea și Silvia, ne rămâne aproape nimic, pentru că li se oprește pe locuința, care nu există, dar așa spun ei, pe drumurile, pe benzină pe care trebuie să o plătești ca să te duci până la un magazin alimentar tot cu ei, cu acești caporali, să cumperi ceva, să te întorci, da? Dar lucrurile pornesc din România. Pornesc din România. Pentru că dacă eu sunt într-o situație de nevoie și cei care se ocupă de traficul de mână de lucru vine la pachet cu traficul de persoane. Este tot o chestiune legată una de alta. Eu am făcut parte, asta e o paranteză, am făcut parte dintr-un grup de trafic de persoane aici la Milano, la primăria din Milano. Ei împărțeau trafic de persoane pe mână de lucru, trafic de mână de lucru, trafic de persoane. În realitate, ele ar trebui privite împreună. De ce? Sunt caporali din persoane care trafichează din România. O cunoștință din sat, aproape eu din sat, din comună, din oraș de unde fi, dar în general din Doamnă, comune. Vă rog să nu atingeți microfonul, că l-aveți aici la piept. Da, ah, okay. Și faceți mult zgomot. Fac oricum zgomot, să știți, și deranjez, dar asta e situația. Deci, se află că sunt în nevoie și că aș avea nevoie de bani. Vine cineva foarte amabil și mă împrumută în anumite condiții, bate în palma, mâine se trezește și îmi schimbă condițiile. Și îmi cere
un procent mai mare, un comision mai mare pe împrumut și așa mai departe. Apoi, ca să se stingă acest litigiu, pentru că îmi amenință familia și așa mai departe, îmi spune foarte bine. Atunci, uite, tu te duci și muncești în cutare loc, au nevoie de mână de lucru și o să stingi datoria cu banii pe care îi câștigi acolo. Cam așa se face și pleci tu, după aceea pleacă și fiica ta care eventual e minoră sau rămâne acasă și din lipsă de afecțiune poate fi traficată prin metoda Loverboy și aici o să o rog pe Silvia să intervină pentru că știe foarte bine despre ce este vorba. Mulțumesc! Deci practic intră într-un cerc vicios. Aveți date din România din care zone în special sunt aceste victime? Există asemenea? Poate doamna Silvia Tăbușcă ne poate răspunde. Mulțumesc! În România, în general, în zonele, a fost o perioadă în care victimele proveneau din județele în care ocuparea forței de muncă era scăzută. Practic, tinerile care nu-și găseau un loc de muncă erau foarte ușor păcălite de acești bărbați care pretindeau că le iubesc și le ofereau posibilitatea de a lucra în străinătate. Odată ce le ajungeau în străinătate, erau vândute mai departe rețelelor de trafic de persoane. De cele mai multe ori se folosește violență și dependență de droguri. În perioada de recrutare, fetele sunt drogate fără știrea lor. Cel mai des se folosește uleiul de hașiș. Uleiul de hașiș, odată pus în băutură sau în mâncare, creează dependență cam într-o săptămână. De cele mai multe ori tinele nu-și dau seama că dependența respectivă e o dependență de droguri și confundă dependența de drog cu afecțiunea sau cu dragostea. Cred că își doresc să vadă persoana respectivă și să întâlnească datorită faptului că o iubesc, dar de fapt în spate este această dependență de droguri. Ulterior, odată ce ajung în străinătate, sunt exploatate, forțate practic să se prostitueze și începe o perioadă de tortură pentru ele de aproximativ 2-3 luni de zile. Dacă în această perioadă de 2-3 luni de zile autoritățile nu intervin pentru a scoate victimele din trafic, e foarte greu ulterior să fie scoase, pentru că se creează această dependență de droguri și se creează un atașament psihologic cunoscut sub denumirea de sindromul Stockholm, exact ca în violența domestică. O femeie știe că este bătută de soț, dar nu reușește să iasă din acea violență care creează o dependență psihologică. Se pare că nu doar femeile suferă de acest fenomen. Iată, colegul nostru Eugen Trif din Germania comentează la transmisiunea asta live. În momentul în care ai călcat în altă țară, poți fi sigur că riști să ajungi sclavul modern. Chiar dacă ceri ajutor, de cele mai multe ori dai peste alte persoane care vor profita de tine. Eu personal, zice Eugen Trif, am experiența neplăcută de a fi muncit o lună în Spania fără să fiu plătit, întorcându-mă acasă cu 5 euro în buzunar și cu o sticlă de 2 litri jumate de apă. Iar statul român, corupt, niciodată nu s-a interesat de noi, încercând să studieze acest fenomen. Pentru acest stat corupt numit România, a fost, este și va fi pe primul loc și pe primul plan doar acele 10 de milioane de euro trimise în țară pentru a întreține familiile. Tot în această cauză, foarte multe familii s-au destrămat. Acum, o întrebare provocatoară pentru toate participantele în această emisiune. Cum se explică că majoritatea victimelor traficului din Europa provin din România? Doar lipsă de educație, doar lipsă de curaj de a denunța astfel de cazuri sau și complicitatea statului? Noi am identificat oarecare complicitate și ne uităm peste destul de multe cazuri în care polițiștii în plan local fac parte direct din aceste rețele. Vedem cazul de la Bacău. Rețeaua de la Bacău funcționa pe sistemul Loverboy și droga fetele, practic. După ce fetele erau drogate, ele erau violate în grup de oameni publici, politicieni, persoane din sistemul public, din zona Bacăului sau din plan național, inclusiv trei polițiști
pentru care s-a dovedit că sunt direct implicați în această rețea. Rețeaua funcționează din 2018, din 2008. În 2019, după 11 ani, a fost destructurată. Tot Bacău știa de existența acestei rețele. Părinții deja intraseră într-o stare de groază și insecuritate. Majoritatea părinților care aveau fete mergeau și își așteptau fetele, duceau fetele la liceu și le așteptau când plecau de la liceu, tocmai pentru ca ele să nu fie răpite sau să nu fie păcălite pentru a merge în clubul respectiv. Ce s-a întâmplat la Bacău și se întâmplă în destul de multe locuri, fete care fac parte din rețelele de trafic intră în băile fetelor și cu formol sau diverse alte substanțe practic preiau fete care intră în baie pentru diverse nevoi și în momentul în care ies cu persoana respectivă, spun că persoanei respective i s-a făcut rău, este prietena lor și practic o iau cu ele, o supradroghează, fetele sunt înregistrate fără să știe ce se întâmplă cu ele, iar înregistrările video ulterior sunt folosite de rețele ca șantaj. Practic ceea ce s-a întâmplat la Bacău, fetele care au fost supradrogate și violate în grup de către oameni publici, din păcate, au fost șantajate ulterior să se întoarcă de bunăvoie și să se prostitueze de bunăvoie în acel club, deoarece dacă nu fac acest lucru, atunci înregistrările video cu ele în situații indecente și imposibil de descris vor fi publicate pe YouTube. Și deci atunci se întâmpla în România, stat european, mai ieri, poți să zici, poate se întâmplă și azi. Dar cum de se întâmplă asta în Europa civilizată, care, de la care parcă învățăm? Cum de se admite ca trafic femeile, persoanele traficate de aici? Da. Este făcută în mare parte de conaționalii noștri și este foarte greu de lucrat cu fetele. Rețelele din România sunt considerate ca fiind cele mai violente rețele. Sunt mai violente decât rețelele asiatice și rețelele albaneze. Așa cum vă spuneam la început, fetele intră într-o perioadă de 2-3 luni de zile în care sunt bătute pentru niciun motiv, doar să imprime această frică. Prin urmare, nicio fată nu își va dori să coopereze cu autoritățile. Chiar dacă autoritățile vor face controle, chiar dacă autoritățile vor sesiza anumite indicii cu privire la exploatarea acestor fete, ele nu vor coopera niciodată. Și sunt foarte multe mărturii în care fete românce au fost ucise de către traficanți, tăiate bucățele și date la câini, iar în momentul în care există un astfel de exemplu în cadrul rețelei, fetele preferă să supraviețuiască și nu vor coopera niciodată cu autoritățile statului respectiv. Noi acasă trebuie să destructurăm practic aceste rețele ca ele să nu mai poată să recruteze și să folosească banii din urma traficului în străinătate. Care sunt țările preponderente de destinație? Țările top de destinație sunt în general țările în care prostituția este legalizată. Pentru că este foarte greu pentru autoritățile statelor respective să facă distinție între o tânără care se prostituează de bunăvoie sau o tânără care este exploatată. Și revin la ceea ce menționam mai devreme. Chiar dacă sunt razii făcute de autoritățile statului respectiv, dacă fetele nu dau niciun semnal sau nu încearcă să coopereze cu autoritățile, pentru autoritățile respective, fetele vor fi considerate ca prostituate. Germania, Marea Britanie, Suedia, Italia este, deși nu are prostituție legalizată, este una dintre țările care au un număr foarte mare de victime din România exploatate. Da, Gabi. Da, doamna Tușcă, ne puteți spune care este nivelul de colaborare între autoritățile din țările din vest, unde există acest fenomen, și autoritățile din România? Colaborarea transnațională este foarte bună, însă nu întotdeauna este eficientă. Depinde de ce rețele vorbim. Cazul Țăndărei este destul de bine cunoscut. Deci în cazul Țăndărei s-a cooperat la nivel de Europol, autoritățile din mai multe țări europene, plus
Marea Britanie. Toate celelalte țări și-au făcut exemplar treaba, mai puțin România. Practic, procurorul Dicot, deși a avut foarte multe probe pe investigații financiare și pe investigații penale de la partenerii săi europeni, nu a folosit acele probe în instanța de judecată. O situație similară este legată de rețelele de la Craiova, care au fost eliberate anul trecut și care au exploatat în SUA mai bine de 4.000 de persoane. Rețelele respective, la fel, au fost investigate de FBI și Poliția de Frontieră pentru că treceau frontiera ilegal din Mexic și din Canada în Statele Unite ale Americii. FBI-ul a adunat și procurorii din Los Angeles, California, Miami, Michigan au adunat foarte multe probe. Doi procurori din Statele Unite ale Americii au venit în România pentru a ajuta procurorii DICOT să construiască dosarul și să trimită în judecată rețelele respective, iar anul trecut în iunie, chiar în perioada Caracal, FBI-ul era în România datorită acestor rețele, instanțele naționale au achitat, după același model ca și în Țăndărei, au achitat cele trei rețele, datorită faptului că DICOT nu a folosit probele care au venit din străinătate. Și mai sunt și alte cazuri peste care noi ne uităm. Depinde foarte mult cine este în spatele acestor rețele. Dacă în spatele acestor rețele sunt oameni puternici, rețelele respective nu vor fi trimise în judecată. O întrebare. Indiferent care este cooperarea transnațională. Care este nivelul de oameni puternici? Până unde poate merge acest nivel de oameni puternici? Implicați. Noi avem foarte multe informații despre foarte mulți oameni foarte suspuși, dar o să menționez acum un nume, pentru că este un nume public și se regăsește în rechizitoriu DNA. Practic, cercetarea împotriva lui Dragnea a început de la trafic de copii din instituțiile publice, din centrele de copii ale DGASPC-ului. Pornind de la această investigație, s-a constatat că acele două doamne, care inițial au fost considerate ca făcând parte posibil din rețeaua de trafic de persoane, au fost identificate ca fiind angajate ale DGASPC Teleorman, dar ne lucrând acolo. Dacă ne uităm peste rechizitoriul DNA-ului, rechizitoriul DNA-ului pe cazul Dragnea practic începe cu trafic de copii din instituții publice. Vedem că pe fapte de corupție avem deja o sancțiune. Instanțele de judecată s-au pronunțat definitiv pe faptele de corupție. Dacă ne uităm pe trafic de copii din instituții publice, practic baza acestei investigații, în momentul de față nu avem, nu știm ce se întâmplă la nivel de cercetare penală, practic nu avem încă o urmărire penală începută. Este doar o persoană pe care pot să o menționez, pentru că sunt date publice, dar sunt multe. Și deocamdată nu există condamnare în dosarul ăsta, dacă ziceți că încă nici nu s-a început ancheta, nu există condamnare. Avem cazuri de succes ale justiției împotriva traficului de persoane? Da, sunt foarte multe cazuri în care DICOT-ul a reușit să trimită în judecată cu succes și să fie condamnate rețele de trafic de persoane, tot așa pe cooperare transnațională. Rețeaua Clămparu, de exemplu, era cunoscută ca fiind una dintre cele mai violente și mai mari rețele în plan european, cu sprijinul autorităților spaniole. DICOT-ul a reușit practic să lucreze pe acest caz în mod eficient. Depinde de rețele și depinde de argumentele pe care DICOT-ul le folosește în instanță pentru a-și menține acuzațiile împotriva rețelelor respective. Care ar fi sfatul pentru cetățeni care riscă să ajungă în astfel de situații sau care au șansa să ajungă în funcții decizionale, pentru că iată, în toamna asta vom avea alegeri locale, vom avea alegeri parlamentare, deci s-ar putea să schimbe eșalonul de conducere în Republica România. Ce sfaturi avem pentru cetățenii care ar avea ocazia să abordeze problema asta sau care ajung peste hotare și riscă să afle despre cazuri de trafic, de abuz, de exploatare premuncă sau chiar ei să fie victime? E utilă, necesară mediatizarea să aibă sau nu încredere în organele de drept din țara gazdă sau din țara de origine?
cum să deosebească când sunt angajați corect, conform înțelegerilor inițiale, sau sunt exploatați ca niște robi? Dacă pot să sugerez eu câteva căi de a ne tutela, în primul rând, înainte să plecăm de acasă, să știm unde ne ducem. Să știm exact dacă există acea adresă cu adevărat sau nu. Pentru că au fost multe, prea multe cazuri în care persoanele s-au încrezut în adresa dată de vecinul de alături sau de unchiului vecinului de alături și au ajuns și n-au mai ajuns niciodată la adresa aia. Pe parcurs, în timpul călătoriei, le-au fost luate actele, confiscate și au ajuns în cu totul altă locație, fără să știe măcar unde s-au dus. Pe de altă parte, de asemenea, este bine să pleci întotdeauna cu un număr de telefon al ambasadei, al consulatului României în zona în care ajungi, sau măcar, dacă se poate, și o persoană de contact, nu numai din România, dar și din țara în care te deplasezi. Neapărat să ai încredere în instituțiile, măcar din țara în care te duci, dacă în instituțiile românești avem mai puțină încredere, pentru că răspund și răspund imediat. Nimeni nu ți-a copiii dacă nu sunt forțat să o facă, nimeni nu te pedepsește și oricum nu ești trimis la pachet. Din potrivă, intri într-un program, vorbesc de străinătate, într-un program de supraveghere și de ajutor care nu există în România. Silvia Tăbușcă știe foarte bine despre lucrul ăsta, ba chiar singurul centru care există acum în România stătea să fie închis și se făceau demersuri în sensul acesta. În fine, pot să încerci să te tutelezi și mai ales să știi cum arată un contract de muncă. Există pe toate site-urile ambasadelor noastre din străinătate un format tip al contractului de muncă, atât în limba italiană cât și în limba română. Poți să suni și să fii ajutat de un funcționar de la ambasadă înainte să semnezi un contract de muncă, în situația în care nu prea înțelegi ce se întâmplă acolo. Există persoane, organizații, instituții care te pot ajuta. Important este să vrei să fii ajutat. Problema noastră pleacă de aici, din puțină autostimă pe care o avem, din neîncredere teribilă pe care o avem atât în stat cât și în cunoștințe, și ni se pare că noi putem să rezolvăm, cum am făcut 30 de ani deja, să ne rezolvăm de unii singuri problema. De unii singuri ne-am rezolvat problema și am ajuns în această situație și invit pe toată lumea să se implice cât mai mult și să nu întoarcă privirea. Și să pună mai multă empatie și mai mult drag în relația pe care avem unii cu alții. Mulțumesc tare mult! Doamnă Florea, se poate adresa omul autorităților statului dacă nu știe limba? Dacă nu știe limba, este mai greu, dar se poate adresa. Noi am avut foarte multe situații pentru că forțele de ordine cheamă imediat în cazul în care persoana nu reușește să se exprime, cheamă un mediator, un translator, deci nu sunt probleme. Se pot adresa cu încredere pentru că sunt eficienți. Eu vă spun pentru că lucrez în strânsă colaborare ca translator pentru interceptările telefonice și alte probleme. Eu am observat că s-a modificat în timp traficul de persoane, prostituția, în special în zona mea. Acum 15 ani am fost numită de procuratură ca să transcriu anumite interceptări telefonice între fetele care erau exploatate și și persoanele care le exploatau. Mi-aduc aminte că am rămas cum se spune corect, am rămas stupefată de faptul că o fată producea
În general, 1500-1800 de euro pe zi. Pentru că erau certuri între ele și persoanele care le exploatau și spuneau, luna asta ți-am dat 25.000 de euro. Cum, eu de multe ori stau și mă gândesc cum faci să propui să iese dintr-o situație de genul ăsta la o fată care cât de cât poate din 1500 de euro, cel care o exploata îi lăsa 100 de euro sau 200 de euro. Pentru că să-i propui să iese dintr-un context de exploatare, să meargă să lucreze, pe exemplu, în agricultură pentru 30 de euro. Am stat de foarte multe ori și m-am gândit după ce eu am avut această... după ce am auzit aceste conversații și a rămas. Cu timpul, acest lucru nu mai este vizibil. Am observat că fetele care se prostituează pe strada statală Centosei, așa se numește, de aici, pe această stradă se prostitua și fata care a fost omorâtă și de care m-am ocupat eu, a fost găsită într-un sac, Florentina Boaru, de care eu m-am ocupat personal pentru pentru ca corpul să se întoarcă la familie și să aibă o mormântare decentă. Cei care le exploatează au devenit, cum să vă spun, acești logodnici au devenit mai buni. Le lasă pe fete să dea de carnet, să conducă o mașină. De multe ori se duc cu mașinile lor pe această stradă statală. Merg la estetistă. Deci au devenit mai dulci și au dat seama probabil că folosind metode de violență și luând aproape toți banii, nu este bine, pentru că fetele se răzbunau și multe din ele mergeau să denunțe, să reclame. În ultimul timp observ această tendență. Multe din ele nu mai fac pe stradă, pe strada statală, pentru că sunt anumite ordinanțe din partea primarului care, dacă vede mașina oprită, te vede oprit, că vorbești cu una din fetele de pe stradă, sechestrează mașina, amendă, și foarte mulți dintre clienți sunt căsătoriți și nu vor să aibă probleme, nu vor să știe nevestele. Și o fac în apartamente, o fac, nu mai este vizibilă cum era odată, cum era acum 15 ani. O fac în apartamente, închiriază un apartament împreună cu logonnicul, el pleacă de acasă când primește persoanele. Au fost anumite schimbări în modul de a exploata aceste fete. Marea majoritate sunt toate românce, mai sunt și câteva din Bulgaria, dar marea majoritate în zona mea sunt românce. Asta este tendința. Am întâlnit de multe ori, știu că se vorbea că româncele sunt primele care reclamă, care denunță, în comparație cu nigerienele, care sunt subjugate, nu, e foarte dificil să denunțe. În general, româncele reclamă. Dar dacă forma asta de exploatare, de a te prostitui, o faci pentru logonnicul tău, care îl vezi, nu știu, îl vezi ca pe Dumnezeu, probabil din cauza acelui sindrom de Stockholm de care sunt culpite, în ultimul timp nu mai denunță nimeni. Sau poate din cauza drogurilor, cum zicea doamna Tăbușcă mai devreme. Da, asta este procedura. La început, fetele sunt forțate să intre în prostituție și apoi își acceptă soarta.
Spuneam că e foarte important ca o persoană care este exploatată să poată fi scoasă din trafic în primele 3 luni. În momentul în care ele nu sunt scoase în trafic din primele 3 luni de zile, în următoarea perioadă de timp își acceptă soarta, se creează anumite dependențe, iar posibilitatea de a coopera ulterior cu aceste fete este mult mai grea din partea autorităților, pentru că ele se creează această dependență de către între victime și traficant și consideră că este vina lor pentru că au ajuns acolo, că nu este vina altcuiva și își asumă toate aceste lucruri. Revenind la întrebarea dumneavoastră inițială, în încheiere, aș vrea să subliniez celor care ne ascultă să fie atenți cu privire la tot ceea ce li se oferă atunci când este vorba de a lucra sau pleca în străinătate, pentru că orice promisiune care este o promisiune de vis, de cele mai multe ori ascunde în spate o formă de exploatare. Un salariu mare, nimeni nu este dispus să angajeze un român pentru un salariu foarte mare în străinătate. De ce ar face? Tu nu ești vorbitor de limba statului respectiv, nu ești protejat în sistemul respectiv. Pentru un salariu foarte mare, locul respectiv de muncă, de cele mai multe ori, dacă nu ai niște competențe deosebite pentru care statul să aibă nevoie de tine în teritoriul respectiv, de cele mai multe ori nu va plăti niciodată sumele respective și, prin urmare, este doar o minciună pentru a convinge tinerii în general să plece în străinătate. Un alt aspect care este implementat de statul filipinez și care a dat foarte multe rezultate. Filipine, comunitatea filipineză este una dintre cele mai mari comunități din lume care lucrează în străinătate. Iar statul filipinez, acum am văzut că și Agenția Națională împotriva traficului de persoane a început să preia această idee, deși noi am subliniat-o de foarte mulți ani de zile, a fost aceea de a crea un o legătură cu familia și de a avea un semn, pentru că de multe ori niște cuvinte secrete pe care să le poți pronunța atunci când cineva îți dă telefonul în mână și spune ok, sună acasă pentru a nu fi dată dispărută, spune că ești cu mine, iubitul tău în străinătate, nu îndrăzni să spui ceva despre forma de exploatare și ce face aici. Deci au fost fete care lucrau ca prostituate în diferite țări europene și sunau acasă și spuneau că ele lucrează într-o bancă sau lucrează pentru locul de muncă care le fusese oferit atunci când au părăsit țara și nu, părinții nu erau informați. Ei bine, dacă există un limbaj pe care putem să-l folosim cu familia și să spunem familiei acele cuvinte și familia să înțeleagă că noi suntem într-o situație dificilă, atunci în România, dar și în străinătate, se poate acționa imediat. Însă, dacă nu există această formă de comunicare cu familia, familia va crede foarte mulți ani că acel membru al familiei este foarte bine în străinătate, iubit, fericit, iar persoana care lucrează sau este exploatată în străinătate va fi exploatată în continuare pentru că nu există posibilitatea de a ieși din această exploatare. Așa cum menționa și doamna Floria, într-adevăr, exploatarea nu mai are loc pe stradă, nu mai este vizibilă autorităților. Foarte multe rețele de trafic de persoane au început să cumpere sau să închirieze apartamente în țările de destinație, iar fetele stau în aceste apartamente. Nu au posibilitatea ani de zile să iasă din apartamentele respective. Iar dacă apartamentele respective sunt într-o zonă în care este o zonă supusă prostituției și mă refer aici la țările unde prostituția este legalizată, este foarte greu pentru autoritățile statului respectiv să facă distinție între prostituția legală și formele acestea de exploatare pe care le aplică rețelele românești. Doamna Silvia, vreau să vă confirm ceea ce spuneți în legătură cu acea rețea în care se închiriază un apartament și se folosește acel apartament pentru aceste întâlniri. Chiar acum 2-3 săptămâni vă citisem într-un ziar național acest lucru. Și revin aici în Scandinavia, fiindcă în Scandinavia regulile sunt diferite față de Olanda. Deci, practic, nu este legalizată prostituția și atunci au găsit această formă de a face prostituția într-o anumită locație pe care ei o dețin. Deci, și din reportajul respectiv, fiindcă a apărut în televiziune, dacă nu mă înșel, era vorba, din păcate, din nou despre
despre românce și această rețea merge mână în mână cu rețeaua de cerșătorie ca și formă de trafic ființe umane, să zic așa. Aș vrea să mai citesc niște comentarii la final, pentru că sunt unele care merită atenție. Colegul nostru Robert Salamon zice: soluțiile ar trebui găsite și aplicate cât mai urgent posibil. Deci simte omul că e o urgență. Ana Ștefan zice: dacă europenii ăștia educați n-ar fi acceptat așa servicii, nu ar exista nici oferta. Deci e de discutat și acest aspect. Eugen Triv din Germania revine cu explicații. În primul rând, cred că ar trebui luate la rând și controlate toate firmele de recrutare a forței de muncă pentru alte țări. Și el mai zice: aș interzice total astfel de servicii, dar nu cred că putem interzice recrutarea de persoane, pentru că chiar poate să facă și lucruri bune, să ajute oamenii să ajungă la lucru bine plătit în Europa. Nu cred că trebuie interzis total. Totuși, Eugen explică, atâta timp cât sărăcia cruntă care persistă în multe zone ale țării, iar educația lipsește cu desăvârșire, vor mai exista foarte multe persoane traficate. Întrebarea este: ce vom face de acum încolo? Ana Ștefan revine: pentru cei care vorbesc limba spaniolă, vă recomand emisiunea La Imensa Minoria de la Toro TV pe YouTube și veți înțelege cum stau lucrurile. Și mai trebuie spus, 112 e un număr unic pentru apeluri de urgență în toată Europa și se pare că pot să formezi acest număr și de pe un telefon pe care nu ai o cartelă și de pe orice telefon fix. Puteți forma numărul 112 chiar dacă nu știți limba. Operatorul de la capătul linii va înțelege că nu înțelegeți limba și va căuta poate un traducător ca să înțeleagă care este urgența. Dacă aveți un astfel de caz de urgență, neapărat semnalați autorităților la prima ocazie posibilă, chiar dacă nu a stabilit cu rudele codul acela, cuvintele cheie pe care să le folosiți vreodată. Apelați la organele de drept. 112, apel de urgență în toată Europa, inclusiv România. Dacă mai aveți concluzii pentru final, vă rog, am trecut de o oră de vorbit. Suntem liberi să vorbim oricât de mult, dar n-aș vrea să obosim publicul. Poate mai revenim la subiectul ăsta. Ce vroiam să sugerez persoanelor care se află în Italia, dacă au nevoie, pot intra în orice farmacie și poți pronunța mascherina 1522. Asta pentru operatorii din farmacii înseamnă că sunt în pericol și intervin imediat fără ca cineva, ca altcineva, persoane care le însoțesc, le supraveghează să știe despre ce este vorba. 1522, mascherina în farmacie. Dar nu zici 1522 în română, probabil. Tot în italiană. 1522 sau cum e acolo? 1522, de asemenea, uitați, într-o altă regiune de alaltăieri, pe chitanțe, se găsește un număr de telefon la care oricine poate apela dacă se află în situație de abuz. Este scris pe chitanță și se înmânează unei femei, oricui se află acolo sau sunt trecute pe șervețelele de pe masă. Deci atenție, ne uităm tot timpul în jurul nostru pentru că poate este ceva, un element de care ne putem agăța să ne putem salva. Vă mulțumesc încă o dată pentru emisiune și abia aștept să ne revedem. Și de asemenea, uitați-vă în jur și dacă vedeți astfel de simptome, reacționați din empatie, din grijă, din dorința de a funcționa legile și statul și de a se respecta drepturile omului. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Numai puțin, eu vreau să aibă ultimul cuvânt celelalte două doamne. Vreau să mulțumesc celor care au distribuit și eu vreau să am o promisiune de la domnele din domnele invitate de astăzi, să revenim cu această temă, fiindcă este foarte importantă. Eu mai am mai multe întrebări, dar timpul nu prea ne permite și sperăm că în câteva săptămâni să reprogramăm cu alte întrebări, alte teme. Eu unul n-am văzut și termin ce am de zis. Nu am văzut o campanie agresivă din partea statului român cu privire la acest aspect, prostituție, sclavie modernă și alte... Cerșetorie, ziceai tu și n-am vorbit despre asta.
Mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vom fi alături ori de câte ori putem contribui cu expertiza și cunoștințele pe care le avem. Mulțumim foarte mult pentru această seară. Mulțumesc publicului dumneavoastră care ne-a interes. Și doamna Florea? Și eu vă mulțumesc. Sunt la dispoziție pentru alte emisiuni, să dezbatem și alte teme. Este important, important să ne auzim, să facem zgomot, pentru că eu am spus-o public de foarte multe ori, eu nu mă simt tutelată de autoritățile române prezente în statul italian. Poate Silvia de altă părere, dar eu nu mă simt tutelată. Pe rolul care l-am avut în toți acești ani, mi s-au întâmplat situații sociale, lume găsită pe stradă, lume pierdută, lume care li s-a luat documentele, care au ieșit din situații de exploatare. De fiecare dată când am scris la consulat, consulatul mi-au spus că nu au bani pentru repatriere. Aceste persoane au ajuns cloșar, au ajuns să doarmă pe stradă, unii din ei au și murit. Eu nu mă simt tutelată de autoritățile, l-am spus-o și public, pentru că nu este normal să scrii consulatului de situații din teritoriu, de situații de grave, în special în perioada în care noi serviciile consulare le plăteam cu foarte mulți bani ca să avem un titlu de călătorie să mă întorc în țară. Poate mi s-au luat actele, mi s-au reținut actele, nu au intervenit niciodată. Când a fost situația în care au murit în Italia, în localitatea unde locuiesc eu, acei 6 români omorâți care se întorceau de la muncă, de la cules de portocale, pe linia de tren, că și acolo e o situație, din câte mi-a fost spusă mie, nu este adevărat că era la bordul acelui furgon, era un român care conducea. La bordul acelui furgon era un italian care a coborât jos ca să deschidă o poartă, să treacă peste calea ferată, a lăsat furgonul, pe microbuzul acesta, pe calea ferată, a venit trenul și i-a omorât pe toți. Nu e adevărat, niciunul din acele persoane nu avea un carnet de conducere, dar a fost totul mușamalizat, pentru că, cum spunea și doamna Silvia din România, în spatele acestor situații și în străinătate sunt oameni puternici. Sunt oameni din mafie, sunt politici, sunt oameni care au interese în aceste situații. În acea situație au venit două consulate, pentru că se trata de morți, se trata de imaginea României, pentru că s-au bătut pe morți pompele funebre în acea situație, cine lua un picior, cine lua o mână, am fost rușina Europei, în acea situație au venit, pentru că probabil erau avocați în mijloc, erau bani de la asigurare, erau... Până la acea situație creată, consulatul, ambasada a fost inactivă. Trebuie să... mie îmi pare bine că se construiește un grup de genul ăsta care poate să dea voce la aceste persoane invizibile, acolo unde nu ajung autoritățile. Ținem legătura și neapărat vom reveni la temă. Mulțumesc, seară bună, la revedere! La revedere!